Salut, camarazi, bună dimineața, sărbători fericite la toată lumea. Vă salut cu mare drag, n-am dormit prea bine, m-am sculat până la 5:30, dar am reușit să mai adorm încă o dată și acum e 10:05. Așa, m-am sculat, ca să zic așa, cu sufletul împăcat, pentru că am o rază de soare care îmi bate în cameră, așa, în diagonal, venind în sud, îmi bate în cameră, știi? Deci a venit soarele pe strada mea, înțelegeți? Azi e bajunul Crăciunului, am zis, uite, și cerul e senin, să m-am uitat pe telefonul să fie mai cald decât ieri cu vreo 3 grade, ieri era cam răcoare, deci iar a venit primăvara, deci a venit primăvara miezul iernii, copacii văd că au pierdut toate frunzele, o crăcuță în fața ferestrei mai are, uite, un copăcel micuț mai are câteva frunze, în rest am fiert ieri a doua bucată, că purcelul ăla care l-am primit, bucata aia de căpățână de porc, i-am zis să mi-o taie în patru și mi-a adus o tăiată în patru. Am mai fiert ieri a doua bucată din el și am aruncat osul, că era o bucată mare de os, așa am aruncat-o, am fiert până a căzut carnea de pe el. V-am zis că nu mai fac piftie, că mi-aduce o femeie de la țară, n-are rost să mă chinuiesc. Am luat o varză mare ieri, acră, o să o tai să vedem cât trebuie să tai din ea, o pun simplu, o pun într-un plastic mare, o amestec varza cu mirodenii, cu ulei, cu bulion și după aia o întind pe tăviță. Și am două picioare fierte de la purceluș, Adidas, și bag bucăți de carne și grăsime tăiate mai mici ca să mai și topească, să vină grăsimea aia de la porc, să vină pe varză, știi, că așa făcea mama când eram copil, nu cu porc, că mama era adventistă, nu mânca porc, dar făcea cu vacă, cu altceva. Știi? Și o să fie bine, că acum câteva zile când am mâncat cu ungerul meu păzitor, cu Cristian, a fost foarte bună varza. Nu s-a făcuse din prima după 50 de minute, dar am mai băgat încă 30 de minute la cuptor, i-a mai dat drumul 30 de minute și a ieșit la fix, să topea în gură și bucățelele de carne la fel, să topeau în gură, așa cum îmi place mie. Să vedem dacă îl găsesc pe omul la străzii, pe Alexandru, să-i duc și lui să... O să mă duc întâi să văd dacă e acolo sau... Cred că e acolo, că n-are unde să ducă, că astăzi e tot închis. Să-i duc, să-i fac o jumătate de litru de cafea și să-i duc câteva felii de pâine cu niște bucățele de cârnat afumat, că asta e, îi duc din puținul care am eu, îi duc și lui, fac o faptă bună și pentru sufletul meu și pentru familia mea care e moartă și pentru salvarea Universului, că e un vechi proverb care spune: cine a salvat o viață a salvat lumea, poate salve și o lume astăzi, dacă nu mâine. Deci mergem mai departe cu Dumnezeu înainte, soarele e pe strada noastră, cum văd, cel puțin aici în sud, uite și avioanele și-au luat viteză, ne mai aruncă niște dere în cap, că suntem mămăligă și ne cam merităm soarta, așa, și conducerea noastră tot varză. După aia, să vedem, poate după amiază vă filmez ceva mișto, trebuie să mă deplasez 2-3 ore, să văd dacă și asta să mă ține, era o chestie de-asta indiană, cu vedele, cu chakra, dar făceau și găteau mâncare indiană, să văd dacă or fi azi acolo,
Mă duc 2 ore, dacă o fi, mă duc 2 ore dus întors și poate filmez o jumătate de oră, s-ar putea să vă placă, dacă nu, cred că diseară mă duc prin centru vechi să vă filmez viața de noapte a Bucureștiului prin centru vechi. În rest, cum să zice, sănătos să fim că belele curg. Deci v-am zis, mi-a dat mesaj camaradul Sorin de la Eusleel să mureze Crăciun fericit, i-am mulțumit. Vă urez și eu vouă la toți Crăciun fericit, sărbători fericite, să vă bucurați de Crăciun, să mâncați și voi acolo cu familia, cu cei dragi, cu cei iubiți, copiii voștri, să mâncați cu ei acolo și să vă veseliți că condiția umană e destul de restrânsă, știți, bem, mâncăm, dormim, ne împerechem, ne iubim, nu putem să zburăm precum păsările, nu putem să facem multe lucruri, asta e, facem și noi ce e uman posibil. Să sperăm că 2024 să fie mai bun, să sperăm că o să ne trezim din amorțeală, din somnul cel de moarte, și o să ne luăm și țara înapoi și o să devenim și noi oamenii de omenie și o țară cu unde țara noastră să fie acolo unde trebuie să fie prin bogățiile ei și prin trecutul nostru și tot ce am dat noi Europei și Universului de la Pelagi până astăzi. Hai că vă urez numai de bine, tot binele din lume, aveți grijă de voi, stați cu urechile ciulite și rămânem precum catarii umăr la umăr prin vijeliile vieții. Vă pup! Sărbători fericite, camarazi!